alții un trai perfect. Ei au furat, au lăsat țara goală. Românii și-au lăsat copiii și-au plecat afară. E din ce în ce mai greu și asta mă omoară. Gândul că am ajuns sclav în propria noastră țară. Învățați de mine să supraviețuim. Facem tot ce știm, cu știm. Chiar dacă mai greșim prin gardiere, aceleași blocuri de beton, aceiași oameni ce aleargă după bani ca la maraton. România, ai fost bogat, acum săracă. România, de aici toată lumea pleacă. România, întinde o mână de ajutor copiilor tăi ce vor să aibă viitor. România, ai fost bogat, acum săracă. România, de aici toată lumea pleacă. România, întinde o mână de ajutor copiilor tăi ce vor să aibă viitor. România, yeah. Capul sus, pumnul strâns, yeah. România, yeah, yeah. Învățați să ne ținem bine garda. Uite ispita care întinde morții tata. Uite pumnul care zduncină foarca. Asta e realitatea, nu mai există alta. Trebuie să luptăm pentru drepturi, pentru popor, pentru copiii noștri, pentru viitor, pentru viață mai bună. Să se tăce prin furtună, să fim toți împreună, să auzi cum România sună. Pentru dreptate încărcați cu răzbunare. Vom face istorie dacă e nevoie coane. De ce prin fum va fi binecuvântați de ploaie. Dumnezeu le ține partea și asta e cea mai tare stare. România, ai fost bogat, acum săracă. România, de aici toată lumea pleacă. România, întinde o mână de ajutor copiilor tăi ce vor să aibă viitor. România, ai fost bogat, acum săracă. România, de aici toată lumea pleacă. România, întinde o mână de ajutor copiilor tăi ce vor să aibă viitor. România, yeah. Acum am înțeles de ce n-ai plecat și de ce ai zis nu încă, pentru că bănuiesc că versurile sale tale. Încă am așteptări să se mai schimbe ceva. Sunt versurile tale? Da. E bine. Eu l-am simțit cum s-a și autocenzurat la un moment dat, pentru că am prins rima și era un pic altfel. Și apreciez asta pentru că îmi dau seama că vorbind despre România ai fi spus-o tu chiar mai aspru dacă nu s-ar fi dat la televizor. Da, exact. Nu vreau să te joci, Andy, cu... Știi că dacă mă bag în domeniul ăsta, fac un hip-hop până dimineața cu ce se întâmplă în țara asta de pe vremea getodacilor, cred. Ok. Ești la emisiunea care ți se potrivește, ești român, vrei să mai stai prin țară, talent ai, deci se pare că ești românii au talent și pe domeniul ăsta. Trebuie să te gândești la tema